fără 5 minute, probabil candidat înregistrat în cursa electorală pentru prezidențiale, când urmează să primiți răspunsul de la CEC? Comisia Electorală Centrală își ia până 7 zile să verifice semnăturile colectate și, luând în considerare calendarul, probabil până joi inclusiv, dar din câte am înțeles din calendarul comisiei de lucru, calendarul de lucru a comisiei, miercuri s-ar putea să fie ședința în care să se decide da ori ba. Noi am depus 25.000, puțin peste 25.000 de semnături colectate potrivit regulilor. Nu a fost un efort deloc ușor. În cât timp le-ați adunat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 zile. 6 zile. Scurt timp. Curiozitatea mea firească este cât costă un astfel de proces de colectare a semnăturilor? Nu a costat nimic decât însă și efortul echipelor și celor care s-au implicat, efortul voluntarilor care au fost implicați și grija și prudența cu care trebuie să se colecteze semnăturile, luând în considerare riscurile legate de pandemie. Fiindcă, de exemplu, mai mulți oameni refuză să scrie nemijlocit tot de la început până la sfârșit și roagă colectorul să scrie datele și el să semneze, de exemplu. Ceea ce poate fi considerat de CEC ca o încălcare sau eventual ca o excepție, fiindcă până la urmă însă și esența și fondul nu se schimbă. Domnule Candu, eu m-am așteptat la un astfel de răspuns, nu neapărat de la dumneavoastră, dar așa, în anii precedenți, de fiecare dată când întrebam cât a costat această procedură de înregistrare a candidatului, ne spunea, sunt voluntari care se implică, haideți să calculăm simplu. Acești voluntari au trebuit să se deplaseze cu ceva, o benzină care costă niște bani. Probabil că trebuie și hrăniți oamenii ăștia, că dacă stau de dimineață până în seară și colectează. Ați avut și niște corturi în care ați colectat? Nu, nu ați avut corturi în care ați colectat? Nu. Ați avut pliante, ceva? Nu. Altceva? Nimic? Nu, absolut. Bun. Eliminăm celelalte lucruri, totuși. Implicarea voluntarilor, oricât de gratis s-ar fi făcut. Haideți să vă dau un exemplu. Am întrebat mai multe partide politice care deja și-au înregistrat sau sunt în proces de înregistrare candidaților. Spuneți-mi cam cât ar costa această procedură. Și răspunsul venit a fost între 200 și 300 de mii de lei. Doamne fer, de unde până unde? Trebuie să te bazezi, în primul rând, pe echipa pe care o ai. Noi în ziua de joi, seara, am primit listele. În ziua de vineri am invitat echipele noastre a partidului la o oră, două de training, de școlarizare și au fost repartizate o parte din liste. Sâmbătă a venit o altă parte a echipei, cumva divizat pe raioane. Cei care au luat vineri listele deja sâmbătă le colectau, duminică colectau. Fiecare raion a avut un număr de colectori divizați pe centru raional și pe sate, unde avem primării și primari și consilieri, sigur că capacitatea umană este mai mare, fiindcă este mai ușor, ei cunosc bine satul, localitatea, și cu respectivele liste se deplasau în satul lor, în satul de baște. Dar asta tot și implică urmă, niște și pe urmă merge la... Păi da, sunt... Stați puțin, ce cheltuieli? Noi când facem, de exemplu, organizăm un Consiliu Politic Național și vin echipele din teritoriu, că sunt câțiva, nu vin zeci de mii, nu avem zeci de mii, vin cu mașinile proprii până la Chișinău, până la ședință. Și mașinile proprii consumă ceva. Noi nu achităm. Nu le plătiți. Asta e contribuția acestor... Oamenii de aia și sunt membri de partid. Asta presupune să fii membru de partid. Nu e o salarizare ca să fii membru de partid. Și noi, în afară de asta... Ori este o salarizare, nu? Este adevărat. Partidele care își permit să și au și bugete pentru asta, își permit să salarizeze secretariatul, birourile. Noi suntem încă la început de cale. Și abia... asta toată lumea face voluntariat și secretariatul? Nu, noi încercăm să acoperim minimul necesar de costuri din donațiile și din contribuțiile pe care noi reușim să le strângem, dar ele sunt chiar foarte minime.